Cu inima când a început muzica, era wow! Băi, nu e, luați-o așa mai ușor. Domn profesor, vă rog frumos să luați un loc pe canapea. Mulțumesc, mulțumesc. Corect, profesor. Are, și eu am, și eu am apelat totul? La serviciile lui înainte să intru la facultate, da? Pe bune? Da, și am vrut să-l mituiesc cu bani și n-a vrut. Nu pot să cred. Da. Pe la mulți ani, băieții, bine ați venit. Stai un pic, deci Orodici Andrei era profesor la un ATC? Bă, nu, Oru era, nu la un ATC. Da? Orodici e profesor, punct. Nu mă, a venit înainte să dea la facultate. A și nu știu cine, doamne, iartă-mă, te-a trimis. Clara Vodă. Clara Vodă. Și mi-a zis, băi, uite, și mi-a zis, bine, uite, nu știu ce. Și l-am primit la mine în Colentina pe balcon. Un balcon de 1x1,20. Chiar 1,20x1,20, cam așa era. Am stat de vorbă, mi-a zis ceva, un text. O poezie, parcă și un monolog și monolog. Nu mai știu ce mi-a zis. Și am zis, e bine, n-am ce să fac, du-te de la facultate, intri. Și eu care m-am dus să mai zică câte ceva și mai nu, e ok. Cum e ok? Zic ceva, zic că fac ceva greșit. Era bine, omul avea talent. Ce să-i faci? Bravo, deci... Nu s-a înșelat. Nu s-a înșelat și a intrat la actorie. Și uite-mă cum e viața asta, peste ceva timp ați ajuns să jucați în același film. Da. Asta mi se pare foarte tare. Să mă pună să car pahare pe scenă. Pe asta mă punea să fac. Oameni buni, Andrei Orodici, George Piștereanu, astăzi într-un concurs de descrețit frunțile, putem să spunem așa. Doamne, aveți bancuri la voi? De dat masca jos. Greu, greu, e foarte complicat cu bancurile în ziua de azi. Eu n-am mai auzit bancuri noi, la modul ce s-au transformat toate în mimuri de-astea. Da, exact, da. Și eu, nu da, s-au și disociat. A apărut TikTok-ul, e altceva, s-a transformat. E alt tip de umor. Eu am început să caut, dar bancuri, pe bune, ăla care vine unul și stă, nu mai sunt, toată lumea acum, uite, toate sunt cu imagine și asta nu e nimic, acum sunt toate împărțite pe specializări, că vine filmul la mine cu mimuri de-astea pe care eu nu le înțeleg și nu le înțeleg că uite, mi-arată ce, da, și zic, da, de ce e amuzant? Păi băi, nu că ăsta e shooter, înțelegi? Și el când joacă așa, ăla nu știe și face banc. Și zic, da, ok, asta nu-i nimic. Dar vine nevastă-mea la mine, care e în cluburi de yoga de-astea. Și în secta aia acolo de yoga sunt o grămadă de indivizi. Băi, sunt bancuri cu yoga. Sunt mimuri de-astea cu yoga. Și mi-arată că uite ce drăguț e că atunci când se alistrează pisica pe saltea și tu nu poți să faci bakasana. Și zic, whatever, da, nu înțeleg. Nu mai înțeleg. Soția ta e în cluburi de yoga? E profesoară de yoga. Și face acasă yoga? Face toată ziua, bună nu ziua. Nu tu, dacă faci. Eu? Eu mă uit la ea cum face. Dar eu nu? O ajut să o nod. Nu știu care e scopul în viață, să ajungă total așa nod marinăresc, habar n-am, dar o ajut. Dar o tu ajut. Nu faci? Nu pot. Deloc? Sunt mult prea leneș. Păi acolo trebuie să stai lenevit pe țaltea aia. Nu e așa. Așa credeam și eu, dar nu e așa. Nu e așa. E o poziție în care teoretic trebuie să stai lenevit pe saltea, pe care o fac foarte bine. Se numește, chiar și știu și cum se numește, Shavasana. Shavasana, ești bun la Shavasana. Te întinzi, da? Inspiri, expiri și te relaxezi. Nu știi, sunt extraordinar la asta. Bun. Sunt foarte bun. Și stai că mai era poziția... Doar Motan mă depășește. Mai ce poziții mai erau? Nu, foarte multe poziții. Lasă mai muțe când sunt de-astea, au și nume și nu te băga. Nu vreau să întinez. Atunci, deci, practic, Bulă, voi ziceți că a dispărut? Păi, mai știi ceva de el? De Bulă, de Alinuța? Da, mă, e exact. Ceaușescu! Am eu cu Ceaușescu și cu Bulă. Ai bancul cu Ceaușescu? Da. Uite, acum, vrei să vă zic un banc cu Ceaușescu? Fii atent, un banc cu Ceaușescu. La un moment dat, la un congres de ăsta foarte important, vă rog frumos, la un congres de ăsta extrem de important, toată lumea, ura, ura, ce spunea Ceaușescu acolo? La care un individ foarte răpciugos, așa, stătea în colț și nu zicea nimic. Toată lumea, ura, ura, și la un moment dat vine un tovarăș, securist, evident, la el. Tovarășe, tu ce faci? Te manifesti? Ce faci? Știți, eu sunt răcit, am și probleme cu plămânii, abia am ieșit de la spital, am TBC. Măi, tovarășe, trebuie să zici ceva. Păi, tata, știți că eu sunt răcit, nu știu. Măi, tovarășe, toată lumea strigă ura și tu nimic? Stați liniștit, tovarășe, că ura o am în suflet. E bun. E bun. Unul la măcelărie, intră... Trebuie să se creeze momentul, nu știu dacă... Da, vine unul la măcelărie, până la Ceaușescu, bună ziua, aveți carne? Nu. Dă-te în pizza, mă. Cum, domnule, ies ăsta afară, vine a doua zi, bună ziua, aveți carne? Nu, domnule, n-am. Dă-te în pizza. Vine a treia să se enervează, sună pe securistul din bloc, domnule, e unul care vine aici și mă înjură. Vine securistul și așa acolo. Bună ziua, aveți carne? Nu. Rămâne cum am vorbit.
putea să fie mai bun dacă îl lăsai. Deci sunt anumite sunt anumite bancuri. Direct de la televizor. Știu, dar el nu știe. El nu știe cum să da, stai. Dar nu știu, n-ai cum să traduci pe ăsta altfel, că nu merge. Nu, mă, poți să du-te, naibii, ce stie aici? Exact, Margareta Anistă. Nu merge. Se scoate un timbru cu fața lui Ceaușescu și la care Ceaușescu vrea să vadă cum merge timbru, dacă lumea cumpără. Se deghizează și merge la oficiu poștal. Nu stai mult și zi. Vin doar cu noutăți, dragul. Se deghizează și merge la oficiu poștal și zice, doamnă, cum se vinde timbru cu tovarășul? A, păi nu se vinde. Cum nu se vinde? Păi nu se vinde, că nu se lipește. Cum nu se lipește, doamnă? Ia dați-mi un timbru. Îi dă timbru, scuipă și lipește pe scrisoare. Și la care tovarășul zice, doamnă, se lipește. A, păi da, că lumea scuipă pe partea cealaltă. El a prins două luni din epoca nici măcar, Ceaușescu. Nici două măcar, luni, în octombrie. 90 noiembrie. Deci a totul se terminat. Și tu spui bancuri cu Ceaușescu? Îmi pare rău, nu am vrut să te ajut. Asta e un fel de asta, apropiere de cultură, știi? Dar ce, tu nu vorbești de, nu cunoști informații despre al doilea război mondial? Mă rog, l-ai și prins puțin, da. Băi, în 68 în Praga... Da, da. 45. Nu e bine, nu e bine. Bancuri, că ce categorie? Hai, zi tu acum. Nu mi-e bine, îmbătrânesc. Bancul tău, hitul, banc. Ce, te doare ceva? Nu, am ieșit la un moment dat ceva așa, m-a vrut să mă dau cu alifie, știi? Și cert este că m-am întors brusc și m-am... Îți dai seama că m-am rănit încercând să mă vindec? unde o să ajungem? Și o să... Care-i pazul următor? Adică o să-ți fac un plasture și o să zic, nu mai aud cu urechea stângă! Zi bancul. Bancul tău, hitul tău. Hitul tău. Hitul meu e cu... Nu știu, vine, sună pe un actor și zice, bună ziua, domnul Piștereanu, da... știți că ați dat probă pentru Polițist 6 în filmul ăsta care se filmează în România? Da, da. Dom'le, v-a plăcut regizorul foarte mult, i-a plăcut proba dumneavoastră. Evident, filmul este cu Pacino, el o să fie pe afiș, dar dumneavoastră sunteți rolul principal, de fapt, și vrea să filmați dumneavoastră. Dom'le, vorbiți serios? Adică e sigur? Dom'le, 95% sigur. Mai trebuie discutat cu sindicatul actorilor. Sunt noiembrie-decembrie zile de filmare în Los Angeles, după aia se mai filmează martie în România, în niște locații. Dom'le, dar sunteți siguri? Adică, dom'le, vorbim de un contract de câteva sute de mii de dolari aici. Deci e treabă sunteți... serioasă. E treabă serioasă. 95% sigur, 98%, ce să vă zic mai mult. Mai sunt niște mici. Dom'le, de ce vă întreb? Pentru că eu în decembrie am niște Moș Crăciun care sunt 100%. Dar știi care e diferența? Dar știi care cu actorii, e trist. Da, da. Știi care e diferența între o pizza și un actor? Da. O pizza poate să crească o familie, un actor nu. Știi de ce le plac canibalilor actorii? De ce? Că au ficat dumărici în nouă coloană vertebrală. Dar să vă zic cel mai bun banc. Bancuri despre actori spuse de actori. Asta mi se pare tare. Cel mai bun banc. Ion și Maria acasă, bate la ușă pișta. Iese Ion și zice, Ioane, dă la mine 2 litri țuica, a venit rude de la Ungaria și n-am ce să dau, când fac eu dau la tine. Nu, bine pișta, ia. A doua zi iar sună. Pișta, mai dă 2 litri, 4 litri și îți dau când fac. Ea mai dat 2 litri. A treia zi sună iar. Mamă, zice asta, Mario, du-te și răspunde. Tu și zic că nu stă acasă, eu mă ascund. Că iar îmi ceri și rămân fără țuică. Pișta, Ione acasă? Nu e acasă, e plecat, nu știu, e plecat, nu e. Bine, da, ia 4 litri țuica de dat la voi, plus 2 litri țuica de la mine, să vedeți cum e. Mulțumim. Dar nu vrei gust la tine țuica de la mine, Maria? Să apucă ei, o țuiculiță, două țuiculi, pișta cu Maria. Ăsta supat, să apucă, gustă. La un moment dat, ce să vă zic cum s-o pun în frază, Maria cu pișta încep să vorbească despre Remi în pat, înțelegi? Și s-apucă-i de vorbit, s-apucă, s-agită și mai tare, la care Ion supat, îl și lovea patul, știi, la un moment dat. Și la care stai ce, mă, pușcă am, glanță am, dar nu-s acasă. Da, bun ăsta. Da... cu polițiști, ce mai? Nu știu, mai era unul cu actorul. Doctor zice, dom'le, cred că sunt constipat. De când n-ați mai avut scaun? O săptămână? Grav. Uite, vă prescriu aici un laxativ, poftiți așa. Ce asta e? Măsurați peste două zile, da. E? Nu. Dom'le, vine la cabinet, vine să la cabinet, îl consultă, îl pipă, e...
Fii atent, îți dau acest, este experimental, e mai mult de uz veterinar pentru cai, chestii, dar ia-l pe ăsta, nu-l lua acum, du-te, așează-te pe toaletă, ia ăsta cu un pahar de apă și stai acolo și spun eu că e. Se duce ăsta, bine, mulțumesc, domn doctor, ia. Cum e, domnule, iese ceva? Nu. Cum, domnule, nu, nimic, ai luat, am luat pastila, da. Și nu iese nimic? Nu. Mă, ce meserie ai tu? Actor. Zi-mă așa, ia mă, 50 de lei, du-te, ia-ți un burger. Trist oameni buni, dar adevărat. Da. Mai am unul trist, mi-a plăcut ăsta, cu, știi, cu moldovenul, cu peștișorul. Și prinde moldovenul peștișorul de aur și zice, stai, nu m-a omorât, te rog eu frumos. Îți îndeplinesc o dorință. Ce dorință ai? Mă, peștișorule, vezi tu faleza asta toată? Da. Vreau să faci pe ea un hotel, un hotel mare, cât e lung, cât e toată faleza asta cu 10 etaje pe care să-l parchetez mă eu cu vârmiu. Omul, deci, bă, omul cinstit, vrea de muncă totuși. Sunt trist să nu vrea totul degeaba. Bulă la școală. Bulă. Școala online trebuie. Bulă la școala online, îl întreabă doamna profesoară. Bulă, care este viitorul verbului a fura? Pușcărie, doamnă, care se... Hai că și niște întrebări din partea colegilor din, și colegilor din redacție. Și, de exemplu, am, uite, o întrebare pe Piștereanu, nu pentru Orodici. Punem așa una-una, dar trebuie să răspundeți direct, corect și... Asumat. Asumat, corect. Așa este. Încep cu tine. Deci, pentru prietenul Piștereanu, cu care dintre actrițele din Vlad ți-ar fi plăcut să filmezi o scenă fierbinte în afară de Victoria Răilean? Monica Brădeanu. Nu m-am gândit la asta. Nu trebuie să detaliem. Nu. Monica Brădeanu, a? Dacă nu m-am gândit la asta, am zis să o dau așa. Da, exact. Ea e mai cunoscut. Fii atent, acum stai să mergem la profesor. Care din actrițele din Vlad uită replicile cel mai des? Eu. Papa, vivam. Nu. Lasă că tu improvizezi. Da, păi aia e problema. De mult, nu vreau să intru în detalii, dar a fost o problemă. Asta e problema, că improvizez, da? Nu, știm. Cine uită? Zici cineva cine nu mai e. Cine mai e? Asta, Diana Sar, uita asta. Diana Sar? Da, uita replicile. Pe bune? Nu știu, nu mai țin minte, când am jucat cu ea. Când mai mult a apărut drona, săraca. Pentru tine. Bun, stai să vedem mai departe. Am fost mai multe cadre cu drona lui Fimiu de pe... Mă rog. Awkward. Ce bagă tu, cum mai multe cadre cu drona lui Fimiu tu decât cu ea? Treci. Nu, oricum, ce mai vorbim? Serialul s-a terminat într-un mod bizar de mă întreabă lumea și am zis că o să mă linșeze pe cuvântul meu de onoare. Continuări ăștia nu zic nimica, habar n-am. Mă tot întreabă, și când continuă? Nu știu, frate, nu știu, că nici măcar nu sunt punct de pare eu punct de decizie. Nu pot să-mi dau un preț, eu sufăr la fel ca și tine. Ce că e producătorul de la Pro, a zis ăștia de la nici măcar nu e aici, nu e țară, producătorul. Punctul de decizie sunt prin Praga, pe undeva, habar n-am, beau bere. Fii atent. Altă întrebare pentru tine, George Piștereanu. Cu care din actrițele din Vlad ți-ar plăcea să ai o relație și în viața reală? Dacă îmi plăcea, aveam mărut, să spun sincer. Atât. Nu știu cu care, nu știu să-ți răspund la asta, sincer. Adică să te vezi așa, la casa ta cu ea. Să te vezi așa, la casa ta cu ea, cu copii, cu... Băi, nu știu cu care, sincer, nu știu să-ți răspund la asta. Dacă vrei, putem extinde și la alte actrițe, uite, incluzându-le și pe cele din La Sfierbinți. Bobonet. Nu știu să spun asta, sincer. Da. O las tot pe Monica Brlădeanu. Tot pe Monica Brlădeanu. Mergem pe Monica Brlădeanu. Hai că sunt, e bună asta, și... o țin și eu. Dacă perfect. Că sigur o să mai trebuie un întrebări de genul ăsta. Întrebarea, cine se rută mai bine, Olimpia Melinte? Monica Brlădeanu. Monica Brlădeanu, clar. Mai bine decât Olimpia Melinte? Absolut. Mai ales cu Olimpia, nici nu cred că m-am sărutat. Da? Erau împreună în serial, dar cum nu cred că... Cum te-ai sărutat cu ea, cu Olimpia Melinte? Amă, cred că te-ai sărutat la un moment dat. Băi, mă rog, nu, eu vorbesc în afara filmărilor. Nu mă, stai, vorbesc, chiar mă întreb, că noi aveam o relație destul de conflictuală. Păi era, aveam un copil, adică... Da, aveam copil, dar nu mi-aduc aminte să fi filmat. Știi când v-ați sărutat? Nu. Cred că prin primul sezon, când erați în cameră și... Nu, a fost un soi de ceva, dar n-a fost. Nu? Nu v-ați sărutat? Nu cred, nu mi-aduc aminte. Gata! Olimpia, îmi pare rău, dar iartă-mă pe cuvânt, nu mi-aduc aminte, la modul cinstit, nu ții minte care... Da, bun. Haideți să vedem pentru George Piștereanu, uite, cu care actriță din Vlad ai vrea să stai 3 luni pe o insulă pustie?
Mă... E Vlad, pe o insulă pustie. Eu zic Monica Brlădeanu. Monica Brlădeanu, definit. Hai că ne-am scos pe bune. Deci uite, da. Vezi cât de frumos tot cu Monica Brlădeanu. Exact, și fii atent, atunci Monica Brlădeanu. Poate se schimbă aici. No. Care de actrițele din Vlad sunt cele mai amuzante? Amuzante. Greu, greu. Greco Elvira. Au jucat, da, Elvira, da, da, corect. Elvira e. Elvira e cea mai Elvira. Ce faceți în 2021? Ce planuri aveți? Zic câte proiecte ai. Deci, sunt multe lucruri de făcut, sunt multe lucruri de făcut. Cu România sau în general? În general, e bine să ne gândim că sunt multe lucruri de făcut. Știi ce? Am aflat o chestie, că cele mai multe calorii le consumă creierul, știi? Da. Și de-aia tot îmi fac probleme. Eu n-am, de fapt. Adevărul e că nu am. Nu am, e bine. Chiar m-a prins COVID-ul ăsta cu niște... E ok, încă nu murim. La bani se referă, e ok. Funcționăm. Deci are bandă burger. Deci, așa. Cert este că ce trebuie să facem, n-am nici cea mai vagă idee, după cum n-ai nici tu, după cum n-au idee nici ei, după cum nu știe nimeni la modul cel mai cinstit degeaba. Dar te sperie chestia asta? Îngrozitor. Îngrozitor. Dar pe mine mă sperie treaba asta de mult. Eu pe mine, dacă mă întreb, vrei să mă înspăimânți, mă întreb ce o să faci peste 2 ani. Deci eu nu știu, mă apucă de aia, dă-mi punga să respir în ea, mi-o frică îngrozitoare. Pensia alea, vorbim despre cine dracu ne plătește nouă pensia, cine? Nimeni! Că nu mai e, nu, să nu intrăm în astea. Dar eu, eu cred că la tine totuși mai e o scăpare. Care? Soția face yoga, îți bage momentele, da, wow. Relaxare, hai, 3, 2, 1, respiră, e ok. Nu, pe mine o să facă yoga fără mâncare la un moment dat. Da. O să încerce pasta. Ajungem la, să putem să mâncăm iarba pe care o paștem în grădină, să facem asta, ar fi ideal. La tine, George? Măi, eu am un proiect la un moment dat în noiembrie. Nu, serios? Serios? Am primit mesaj că am luat un casting, nu pot să zic despre ce casting e vorba. E un proiect românesc. La altă televiziune. Mi-a plăcut asta. Nu. Nu pot să spun despre ce. Trădez. Nu. Un proiect de film de ficțiune. Uh-huh. Și... am dat și eu casting. Știu. Te n-aveai la ce să dai casting. Și am citit acolo, tare. Știu, și eu, mă, în capul meu cumva, așa mă gândeam, bă, când văd noiembrie, decembrie, du-te, doamne, Dacă sunteți, mai îmi trebuie de asta, mai... Și ce faceți acum? Sunteți liberi? Păi zic, doamne, ce întrebare? Da! Suntem liberi toți, suntem liberi. Nu, dar vreau să fac o chestie foarte mișto cu motorul undeva prin lume, sper să mi se aranjeze toate planetele. Da. Pentru că, practic, nu ai nimic de făcut. Vreau să-mi repornești un proiect al meu de să online. Fac online, uh-huh. Pe care cumva s-a blocat puțin, da. Proiectul respectiv. Dar ce vreau să vă zic, oameni buni, intrați pe George Piștereanu Instagram și la Orodiș, dacă mai băi, îmi cer aveți scuze, timp. Apropo de asta, îmi cer scuze, n-am pus nimic pe Facebook, cred că de să nici pe Instagram. Mă, Facebook, uite. N-am mai pus de mult timp pentru că să schimb treaba asta. Dar știi că am sentiment, m-am mai odojenit o cunoștință și că, domnule, trebuie să ții comunitatea aproape, păi, exact. Să nu știu ce. Dar am sentimentul că comunitatea tu, cumva are și altă treabă. Mă gândesc, zic, nu are altă treabă. Asta-i treaba. Bune, am sentimentul mereu că deranjez. Vorbesc serios, no. Pe bune, am sentimentul. Ce să pun eu poze acum cu mine? Uite, am făcut ceva de... Am avut COVID. Știi? Nu, ai avut COVID? Am avut. N-am putut să votez din cauza asta, am suferit îngrozitor. E prima oară în viața mea când n-am votat. N-ai fost la în decembrie? N-am fost, că aveam COVID, am dat la DSP, atunci mi-a primit rezultatul pe 3. Și ai avut simptome nasoale? Nu, adică chiar am fost miros un sur de răceală și niște muci, așa. Doar tu în casă sau și familia? Familia n-a avut nici pe dracu, i-am desat pe amândoi, nimeni. La un moment dat am rămas fără gust și mi-am dat seama că aveam niște vin mai prost, că luasem să fierbem și am zis, ha! Ce, dacă tot nu ai dacă gust? Dacă tu n-am gust. Nu, mai bine bei vin prost? Și l-am băut. Da, nu ți-a fost rău? Nu mi-a fost și vreau să spun, apropo de asta, vezi, uite cum intră omul în personaj. Yeah. Știi cine a fost primul care a venit la mine în secunda în care am scris, zic, băi, uite, mi-a ieșit testul pozitiv. Cine a venit la mine la ușă? Monica Brlădeanu. Nartea. Și a intrat Nartea care mi-a dat de la pulsoximetru, ceva, o treabă de pus pe deget să vezi dacă respiri, așa, și mi-a adus și... Băi, a venit. Știi cum e? Că noi râdeam mereu că în scenariu, domnule, faci ceva, tragi un aer, domnule, n-am hârtie igienică, cheamă-l pe Vlad. Da. Toate erau cu, nu știi ce să faci, cheamă-l pe Vlad. A venit Vlad, mă.
a venit în artă. Vezi, bun artă. Foarte. Ai emoționat, da? Da, chiar m-a emoționat. Dacă mă duceam, îi luam și bani pe... Îți dai seama, mi-era și teamă să nu-i spuneam adresa. Băieți, sunteți foarte de treabă, vă mulțumesc mult de tot. Mulțumesc. Vă mai aștept și altă dată. Alte bancuri? Nu, gata? Nu, e suficient. Ah, bine, okay, gata, e ok, castingul e ok, în noiembrie, decembrie vă mai căutăm noi. Da, am niște mușchi. Păi așa se întâmplă. Și când începe filmările? Te sunăm noi să ne mișcăm. Exact, pe fix. Ceau. Oamenii ăștia merită aplauze, sunt senzaționali. Andrei Orodici, George Pișterean, oameni buni.